În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Preasfințite, cucernice, părinte, decan și paroh, iubiți frați întru Hristos, întru preoție, dragi seminariști, iubiți credincioși, iubiți urmăritori pe internet a transmisiei în direct de aici, din Catedrala din Iași. Am ajuns la ultima zi din octava mondială de rugăciune pentru unirea în credința creștinilor. Suntem adunați aici să ne rugăm pentru împlinirea acestui deziderat al lui Iisus de la cina de taină, ca tot să fie una. Diviziunile dintre creștini, așa cum știm, există de atâtea viacuri și e dureros. Ele sunt pentru noi un motiv de mare întristare și sunt contrare voinței lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne vrea uniți. Credem în puterea rugăciunii, tocmai de aceea o continuăm. În unire cu creștinii din lumea întreagă, oferim și în seara aceasta rugăciunile noastre pentru această intenție, încercând în același timp să depășim tot ceea ce ne separă. În acest an reamintesc materialul săptămânii de rugăciune pentru unirea în credința creștinilor, a fost pregătit de diferite comunități creștine din Malta. Istoria creștinismului în această mică națiune insulară se naște pe vremea apostolilor. Conform tradiției, Sfântul Apostol Paul, apostolul neamurilor, a cărui convertire o sărbătorim astăzi în încheierea octavei de rugăciune, a ajuns la Malta pe la anul 60 după Hristos. Episodul acesta din Faptele Apostolilor, ultimele capitole, este un episod provocator, dar și providențial, și el ne este prezentat în aceste capitole din finalul cărții istorice scrise de Sfântul Luca, Faptele Apostolilor. Acest pasaj din Noul Testament ne descrie, de altfel, începuturile creștinismului în această insulă mică, o țară mică, formată din două insule principale locuite, Malta și Gozo, și din multe alte insule mici. Este situată Malta în inima Mediteranei, la mijloc, între punctul de sud al Siciliei și Africa de Nord. Putem spune că este o țară biblică. Se află la intersecția civilizațiilor, a culturilor și a religiilor. Toate rugăciunile și reflecțiile din timpul octavei mondiale de rugăciune pentru unirea în credința creștinilor din acest an sunt centrate pe ospitalitatea care i-a impresionat și pe Sfântul Paul, care era în acea navă ajunsă în derivă, și pe toți cei, și nu erau puțini, în această navă. Spune textul sacru, motoul octavii mondiale de rugăciune, ei, adică locuitorii din Malta, au arătat o bunăvoință neobișnuită. Fie ca iubirea și respectul pe care ni le arătăm astăzi în încheierea octavei de rugăciune, în timp ce ne rugăm pentru unitatea tuturor creștinilor, să ne însoțească pe tot parcursul anului. Suntem abia în prima lună a anului,
să ne însoțească pe tot parcursul anului și să ne arătăm deschiși pentru unitate, pentru fraternitate, pentru iubire. Ne recunoaștem acum păcatele, mai ales pe acelea împotriva unității, ca să putem participa cu demnitate și cu folos la această sfântă celebrare. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, Pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeu nostru. Domnul să-și arate milostivirea și să ne dăruiască iertarea sa, pentru că acolo unde domnește păcatul și decăderea, noi să afirmăm promisiunea iertării și mântuirii sale destinate tuturor. Și acolo unde domnește moartea, noi să proclamăm viața, viața cea nouă, și să preamărim promisiunea vieții veșnice în Iisus Hristos, Domnul nostru. Hristoase, Tu ai spus, eu sunt calea. Mărturisim că, deși trebuie să fim conștienți de greșelile noastre, continuăm de multe ori să mergem pe cărări bătute. Ambiția ne determină să facem ceea ce facem. Preferăm un drum comod și ușor și ne evităm unii pe alții. Uităm că ar trebui să ne îndreptăm pașii spre ținta la care Tu ne vrei. Noi nu înaintăm decât atunci când Tu continui drumul împreună cu noi. Hristoase, Tu ai spus, eu sunt adevărul. Mărturisim că de atâtea ori ne-am lăsat înșelați de minciună și de falsitate. Am rămas cu idei preconcepute și prejudecăți reciproce. Adeseori n-am avut dorința de a ne confrunta în fața cuvintelor lipsite de conținut care susțin puterea, intoleranța și lăcomia. Lumea în care trăim este unică, dar noi nu suntem pregătiți să o întâmpinăm cu frații noștri în dreptate și pace. Hristoase, Tu ai spus, eu sunt viața. Mărturisim că nu respectăm bogăția și plenitudinea vieții
pe care Tu ne-ai pregătit-o. Drepturile celor mai slabi sunt bajocorite de cei puternici, ale celor bolnavi de cei sănătoși, ale unei generații de către o alta, ale celor săraci de cei bogați. Violența și agresivitatea distrug viața. Nu permitem să aibă loc reînnoirea și vindecarea pe care Tu ni le-ai promis. Tu ne-ai oferit cuvântul Tău de adevăr și ne l-ai dăruit pe Duhul Tău Sfânt. Mărturisim că acordăm prea puțin loc printre noi cuvântului și Duhului Tău Sfânt. Încercăm să scoatem apă din propriile izvoare, dar ele sunt secate. Ne închidem la tot ceea ce voiești să schimbi și să reînnoiești pentru noi. Stingem Duhul Tău prin autosuficiența, indiferența și lenea noastră. Biserici diferite pentru a ne aduna aici ca să Te ascultăm, să Te rugăm și să Te preamărim cu toții împreună. Te rugăm să ne întărești în dorința de unitate pentru ca lumea să creadă în Tine și să-Ți slujească. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din Faptele Apostolilor. Și s-a întâmplat că tatălui Publius zăcea la pat cuprins de friguri și de dizenterie. Paul a intrat la el, s-a rugat și a pus mâinile asupra lui și l-a vindecat. În urma acestui fapt au venit și ceilalți bolnavi din insulă și au fost vindecați. Ei ne-au copleșit cu onoruri, iar când am plecat, ne-au pus la dispoziție tot ce aveam nevoie. Cuvântul Domnului. Mulțumim lui Dumnezeu. Domnul este îndurător și milostiv. Domnul este îndurător. Binecuvântează suflete al meu pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvânteze numele Său cel Sfânt. Binecuvântează suflete al meu pe Domnul și nu uita nici când de binefacerile sale. Domnul este îndurător și milostiv. El îți iartă toate nelegiuirile și te vindecă de orice boală.
El îți răscumpără viața din adânc și te încununează cu îndurare și dragoste. Domnul este îndurător și milostiv. Domnul este îndurător și milostiv. El este îndelung răbdător și plin de îndurare. El nu face după greșelile noastre, nici nu ne răsplătește după fără de legile noastre. Domnul este îndurător și milostiv. Cât de departe este răsăritul de apus, atât de mult îndepărtează de la noi nelegiuirile noastre. Așa cum un tată își iubește copii, așa iubește Domnul pe cei ce se tem de El. Domnul este îndurător și să fie cu voi. Și cu citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp, Iisus a luat cuvântul și a zis: Fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul din afară. Acolo va fi plânset și scrâșnirea dinților. Apoi Iisus i-a spus centurionului: Mergi, să ți se facă după cum ai crezut. Și în ceasul acela a fost vindecat servitorul lui. Venind Iisus în casa lui Petru, a văzut-o pe soacra acestuia zăcând, cuprinsă de febră. I-a atins mâna și febra a lăsat-o și s-a ridicat și a început să-i slujească. La lăsatul serii i-au adus mulți posedați de diavol, iar el a alungat diavolii cu un cuvânt și i-a vindecat pe toți bolnavii, ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profetul Isaia, care zice: El a luat asupra lui slăbiciunile noastre și a purtat bolile noastre. Văzând Iisus mulțimea din jurul său, a poruncit să treacă pe țărmul celălalt. Atunci, apropiindu-se de el unul dintre cărturari, a spus: Învățătorule, te voi urma oriunde te vei duce. Dar Iisus i-a zis: Vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, însă Fiul omului nu are unde-și rezema capul. Cuvântul Domnului. Laudă-ți-e, Hristoase. Preasfințite Petru, iubiți părinți, concelebranți, dragi seminariști, dragi persoane consacrate, iubiți credincioși și iubiți urmăritori pe internet a transmisiei noastre în direct din Catedrala din Iași.
Așa cum spuneam la începutul celebrării, ne aflăm la finalul octavei mondiale de rugăciune pentru unitatea creștinilor. În toate cele 8 zile am ascultat în prima lectură fragmente din finalul cărții Faptele Apostolilor, acolo unde ni se vorbește despre ospitalitatea celor din Malta. Lecturile și celelalte din Evanghelie din aceste zile ne prezintă o mulțime de daruri, daruri primite și dăruite. Sfântul Apostol Paul și cei 276 de pasageri, deci nu erau puțini, din corabia naufragiată pe insula Malta, au rămas surprinși de primirea făcută de locuitorii acestei insule și încă mai surprinși de mulțimea darurilor primite la plecare. În naufragiu au pierdut totul. Vedeți o imagine acolo, mă uitam la o barcă răsturnată. Într-o astfel de barcă nu încăpeau atâtea persoane, ne închipuim o navă care era plină de oameni. Au pierdut totul în acel naufragiu, dar, cum notează prima lectură de astăzi, Sfântul Luca, ei, locuitorii din Malta, ne-au copleșit cu onoruri, iar când am plecat, ne-au pus la dispoziție tot ce aveam nevoie. Cum să nu rămână surprinși și Sfântul Paul și ceilalți toți de un gest așa de frumos din partea locuitorilor din Malta. Și nu spune textul că erau catolici, ortodoxi, protestanți, nu erau atunci. Erau oameni care și-au arătat disponibilitatea, bunătatea, iubirea lor față de semenii lor aflați în nevoi. Așadar, cei din navă au pierdut totul și au dobândit mult mai mult. De aici și motoul, vă spuneam la început, al octavei de rugăciune. Ne-au arătat o bunăvoință neobișnuită. În Sfânta Evanghelie, din seara aceasta, încheierea octavei, darurile primite și cele dăruite abundă. De data aceasta, în atenția noastră, nu mai sunt locuitorii din Malta, ci Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Bogat în milostivire, imagine vie a Tatălui Ceresc, care împarte, care dăruiește cu generozitate iubirea și milostivirea, vindecând de la distanță pe servitorul centurionului, vindecând apoi, cum am auzit, vindecând-o pe soacra lui Petru, aceasta primind a dăruit, pentru că ea, spune evanghelistul, și-a oferit serviciile ajutându-i pe Iisus și cei care erau în preajma lui. Apoi Iisus i-a vindecat pe cei bolnavi, i-a alungat pe diavoli din cei posedați. Cu alte cuvinte, Iisus, pe unde a trecut, a lăsat peste tot amprenta bunătății sale, a iubirii sale, a generozității sale. Noi, trecem la noi, noi creștinii, pe ce poziție ne aflăm?
Suntem beneficiarii atâtor daruri din partea lui Dumnezeu, nenumărate. Cum spune Sfântul Paul, ce ai tu care să nu fi primit? Dacă ar fi să avem ceva care să nu fi primit, acestea ar fi păcatele noastre. În rest, totul este darul lui Dumnezeu. Am primit din abundență nenumărate daruri, dar așa de mult ne-am obișnuit cu ele încât ni se pare că e ceva normal, ni se cuvin. Nu! Dumnezeu, în bunătate, în generozitatea Lui, ni le-a dat și sunt nenumărate. De aceea trebuie la rândul nostru să dăm, să arătăm o bunăvoință neobișnuită, cum au făcut acei oameni care nu erau creștini din insula Malta. Că așa este bine omului, copilului lui Dumnezeu, că toți oamenii sunt copiii lui Dumnezeu, primind să dea și să dea cu generozitate. Suntem chemați așadar să imităm pe cei din Malta, dar mai ales să-L imităm pe Iisus. Pentru a putea să dăruim, trebuie să învățăm să primim. Și aici e interesant. De unde să primim? De la cine să primim? De la Dumnezeu, de la Hristos, Dumnezeul făcut om. Am primit de atâtea ori iertarea păcatelor noastre când am făcut o spovadă bună, când am trezit în suflet căință pentru păcatele noastre. Am primit iubirea lui Dumnezeu, dar am primit și de la semenii noștri. Câte am primit de la semenii noștri? Câte primim noi mereu, zilnic? Ne-am obișnuit așa de mult cu ele, încât nici nu le mai băgăm în seamă. Dar știți că depindem unii de alții? Dumnezeu ne-a creat sociabil. Avem nevoie unii de alții. Nu putem trăi individualiști. Avem nevoie de alții și alții au nevoie de noi. Primim și dăm. Dăm și primim. Trebuie să învățăm bine această lecție, pentru că, spuneam, pentru a putea să dăruim, trebuie să învățăm să primim, să nu fim individualiști. Ce frumos le spune Iisus ucenicilor, și noi toți suntem ucenicii lui Iisus prin botez. Și El le spune tuturor, și catolicilor, și ortodoxilor, și protestanților, și neoprotestanților, tuturor le spune Iisus ca odinoară ucenicilor, în dar ați primit, în dar să dați. Atunci când vom învăța bine legea aceasta a primirii și a dăruirii, urmând modelul, nu doar al celor din Malta, dar mai ales modelul desăvârșit care este Iisus, atunci putem spera că unirea în credință se va realiza. Desigur, unirea o face Hristos prin Duhul Sfânt. V-am mai explicat în întâlnirile din această octavă la care am participat. Unirea o face Iisus prin Duhul Sfânt pe care l-a oferit, l-a dat bisericii în ziua de Rusalii și pe care ne-l dă mereu. Dar El vrea să se folosească și de noi, ca de niște instrumente utile în mâna Sa, în mâna Sa atotputernică, pentru a duce la îndeplinire unitatea, armonia, pe care sigur El le vrea de la noi toți. Credem noi în acest lucru? Cum credeți dumneavoastră sau cei care mă urmăresc acum în transmisie directă, cum credem că se va realiza unirea pe care o cerem an de an în această octavă mondială de rugăciune?
Poate unii își fac niște idei greșite. Catolicii să treacă la ortodoxi, sau ortodoxii să treacă la catolici, sau protestanții să treacă la catolici sau la ortodoxi și invers și așa mai departe. Așa înțeleg unii unirea. Ei să treacă, ei sunt în greșeală. Nu trebuie să gândim așa. Sărbătoarea de astăzi, care încheie semnificativ pentru noi catolicii latini octava mondială de rugăciune, sărbătoarea se cheamă Convertirea Sfântului Paul. Această sărbătoare vrea să ne arate cum trebuie să înțelegem noi convertirea. Saul, ca așa se chema înainte, s-a convertit la Hristos. De aceea și catolicii, și ortodoxii, și protestanții, și neoprotestanții, toți trebuie să ne convertim. Nu putem realiza unirea fără convertire. Să ne convertim unde? La cine? La Hristos. Convertirea la Hristos. Și mulți poate vor spune, dar eu n-am nevoie de convertire. Eu sunt papă, eu sunt episcop, eu sunt preot, eu sunt soră, știu, seminarist, creștin fervent, n-am nevoie de convertire. Toți avem nevoie de convertire. Începând cu papa, și l-ați văzut de atâtea ori, și în imagini, stând la rând la spovadă, în Bazilica San Pietro sau în alte împrejurări, stând la rând la spovadă, ne dă exemplu de convertire. Toți avem nevoie de convertire, pentru că toți suntem greșitori și avem nevoie de mila lui Dumnezeu, de ajutorul lui. De aceea, să ne gândim la acest lucru în împlinirea dezideratului lui Iisus pentru realizarea unirii, să ne convertim toți la Hristos. Chiar cei care stau bine în trăirea credinței, trebuie să se convertească, pentru că mereu este loc pentru mai bine în viața noastră. Și aș mai adăuga un lucru, nu prea l-am auzit în aceste zile, în locurile unde am fost, am participat la rugăciune în această octavă, și anume trimiterea la Preacurata Fecioară Maria. Dumneavoastră știți că ea, suntem în această biserică catedrală, închinată reginei cerului și a pământului, are un rol deosebit de important în înfăptuirea unirii. Este mama noastră, este mama bisericii, este mama sau maica unității. Să nu uităm că prima minune pe care a făcut-o Iisus, a făcut-o la intervenția mamei sale. Nu au vin. Și în urma acestei intervenții, Iisus face prima minune, răsunătoare, își arată puterea sa dumnezeiască. Să ne punem încrederea și în Preacurata Fecioară Maria. Chiar dacă frații noștri protestanți nu o cinstesc, nu o iubesc, nu au cultul sfinților, noi avem acest cult și știm ce înseamnă cultul sfinților. Și în primul rând, Fecioara Maria, regina tuturor sfinților, Maica Bisericii, Maica Unității, să o chemăm în ajutor, să o rugăm să intervină cu puterea ei de mijlocire pentru a grăbi timpul unității în Biserica lui Hristos. De aceea, Părinte Decan, ți-am sugerat să le spui celor care pregătesc programul de astăzi sau l-au pregătit, să pună și cântecul acesta, e trecut și în broșuri, cei care aveți broșurile, ultima cântare. O Marie, o prea dulce mamă! Eu aș spune cuvântul următor, să-l înlocuim în seara aceasta cu omenirea, în loc de România. Omenirea e sub scutul tău, pentru că e regina întregii omeniri, a cerului și a pământului. Ascultă ruga celor ce te cheamă și prin mijlocirea ta grăbește unitatea în Biserica lui Hristos.
ultima strofă sună așa de frumos, și spre triumful fiului tău rege, Fecioara Maria este regină pentru că fiul ei este rege, ne dă credința aceasta tuturor care, ca iar uniți în dragoste și lege, să fim cu toți o turmă și un păstor. Amin. Continuăm acum celebrarea, mărturisindu-ne împreună credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, și a de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților și surorilor, să invocăm de la Tatăl nostru, plin de milostivire, darul unității creștinilor, pentru a realiza rugăciunea lui Iisus de la cina de taină, ca toți să fie una. Plin de încredere, îi adresăm acum cererile noastre. Binevoiește a dărui bisericii tale darul de a fi și a se prezenta lumii ca poporul tău unit în dragoste, credință și speranță. Domnului să ne rugăm! Doamne, te rugăm, ascultă! Vindecă biserica, trupul tău mistic, de rănile oricărei dezbinări și îndepărtează dinaintea oamenilor toate piedicile care se opun unității și păcii. Domnului să ne rugăm! Doamne, te rugăm, ascultă-ne! Noi te rugăm pentru bisericile de tradiții diferite. Amintește-ne că am trecut prin apa botezului. Distruge în noi tot ceea ce duce la diviziune, prejudecăți și orgoliu. Reînnoiește-ne cu Duhul Tău Sfânt pentru a deveni un semn al reconcilierii și păcii pentru lume. Domnului să ne rugăm! Doamne! Doamne, te rugăm, ascultă-ne! Fă ca toți creștinii să colaboreze la împăcarea inaugurată de Hristos prin mărturia lor de credință și să proclame cu imnuri de mulțumire unitatea pe care o împărtășim deja. Domnului să ne rugăm! Doamne, te rugăm, ascultă-ne!
fă ca toți creștinii să simtă urgența de a deschide ușile inimilor lui Hristos, care este prezent în rugăciunile lor și mai ales în Euharistie, pentru a ajunge la deplină unitate. Domnului să ne rugăm! Doamne, te rugăm, ascultă-ne! Doamne, care ești păstorul sufletelor noastre, inspiră și asistă pe episcopii noștri în munca lor pentru binele bisericii și al credincioșilor și ocrotește și binecuvântează munca preoților, diaconilor și slujitorilor altarelor. Domnului să ne rugăm! Doamne, Doamne, te rugăm, ascultă-ne! Binevoiește a primi în împărăția cerească pe toți aceia care au murit cu credință în tine și fă-i părtași de ospățul tău veșnic. Domnului să ne rugăm! Doamne, te rugăm, ascultă-ne! Primește, Doamne, rugăciunile noastre pline de speranță în împăcarea finală, când vei fi totul în toți, în împărăția ta de dreptate și de pace, de viață și de adevăr, împărăție care nu va avea sfârșit. Așa te rugăm prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Și acum, conștienți că suntem frați între noi și că facem parte din poporul lui Dumnezeu, să ne îndreptăm cu rugăciunea noastră spre ceruri, spunând rugăciunea copiilor lui Dumnezeu. Care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Căci a Ta este împărăția și puterea și mărirea de veci. Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale, ci binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și cu Duhul Tău. Oferiți-vă semnul iubirii frățești și al păcii. Pace.
Dumnezeule Părinte Ceresc, care ne-ai adunat împreună pentru a implora darul unității, în încheierea acestei octave mondiale de rugăciune, călăuzește-ne cu Duhul Tău, pentru ca nu numai prin cuvinte, ci și prin fapte și viața noastră, să dăm mărturie despre Tine și astfel să ajungem într-o zi să trăim toți împreună în înțelegere și pace prin Hristos Domnul nostru. Amin. Preasfințite, Sfințele voastre, părinți, concelebranți astăzi la această zi minunată, dragi seminariști, persoane consacrate, stimați iubiți oaspeți, veniți din comunitățile noastre din Iași, sigur și din Biserica Ortodoxă, dragi iubiți credincioși, uniți cu noi prin intermediul internetului, acolo unde doi sau trei se adună în mijloc, în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Acum, aici, am fost împreună pentru a participa la încheierea acestei octave mondiale de rugăciune. N-am fost singur, am fost cu Iisus. Iisus e aici în mijlocul nostru. El care s-a rugat și nu încetează să se roage pentru noi. El ne-a unit, El ne inspiră, El ne cheamă, El ne iubește. El ne spune că suntem frații Săi. N-am fost singur, am fost cu El și cu El. Noi toți cu El. Și așa cum ne-a spus Resucitul, aici suntem, sub mantia ocrotitoare a aceleiași mame. Și cât de mult trebuie să ne bucurăm noi că în țara noastră, diferent în care parte, Maica Domnului e așa de cinstită și iubită de toți creștinii, cei care cred în Iisus și îl iubesc pe El, astfel iubind-o pe mama Lui și pe mama noastră. Ea este cea care cu adevărat acum privește la noi, uniți aici, Iisus în mijlocul nostru, și cu iubirea ei ocrotitoare. Vă mulțumim, Preasfințite, pentru continuarea acestei minunate octave de rugăciuni în orașul nostru. Nu încetăm și ne bucurăm că veniți cu un entuziasm nou pentru a crea un asemenea climat de apropiere și de trăire a Lui Hristos în mijlocul nostru, care ne unește, care nu vrea să se piară de niciunul, ne cheamă ca să fim una. Vă mulțumim tuturor celor care ați venit astăzi cu cernici părinți la această încheiere a octavei mondiale de rugăciuni. Vă mulțumim tuturor celor care din familie religioase ați participat, ca totdeauna și unde sigur au loc asemenea celebrări. Vă mulțumim Monseñor Rector și tuturor celorlalte comunități din Iași
călugări, călugărițe, că ați venit aici la noi. Și dumneavoastră, dragi credincioși, și dumneavoastră, dragi Ioan Sfinței Bisericii Ortodoxe. Așa vrem acum să cerem de la Preasfințitul, după rugăciunile făcute și îndemnurile adresate, pentru noi cei de aici, și nu numai pentru noi, pentru noi, pentru toți cei ce sunt uniți cu noi în acest moment de rugăciune, prin intermediul credinței și al internetului. Preasfințite, binecuvântați! Domnul să fie cu voi! Dumnezeu, Stăpânul cerului și al pământului, care a voit ca toată familia umană și toți creștinii să formeze o singură comunitate, să reverse asupra voastră belșug de binecuvântare cerească. Dumnezeu Tatăl, care a voit să-i adune în Fiul Său pe toți copiii Săi, să vă dea harul să fiți biserica Sa, una, sfântă și apostolică și locuința Duhului Sfânt. Dumnezeu să vă curățe de păcat ca să-L puteți avea ca locuitor în voi pe Duhul Sfânt și prin unirea voastră frățească în credință să arătați comuniunea de iubire care există în Sfânta Treime. Și binecuvântarea lui Dumnezeu Atotputernicul, a Tatălui și a Fiului și a Duhului Sfânt să coboare asupra voastră și să rămână mereu cu voi. Celebrarea s-a sfârșit, mergeți și trăiți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu!